se mira amarillo. Ce? Eu tăm cu A până la 8. Cred că da. Adică sigur. Bun. Nu vin băieții la 8. Vin băieții de elită, de dușman, nu are frică. Auzi, mi-a adus un tip acum, dacă vrei să-i faci un cadou, nimic. Mi-a adus să văd niște chestii de la Victoria Secret, niște sutiene și din astea compleuri sexy de nebunești. Ia să văd, vreau. Băi, cât de frumoase, vine și Cosmina să le vadă, că mi le las o zi. Și dă sutienele 100 de lei. Cât? Și compleul din ăla sexy, super sexy, fain, așa, cu tot cu kilot, 150 de lei. Și Victoria Secret, foarte fain. Păi să-mi trimis poze să văd cum arată ce pun, și ce mărimez. Da, mai multe mărimi, nu știu, că nu m-am uitat atent, că le lăsam, m-am uitat un pic și păi am avut treabă. Păi să-mi trimis poze, la sutien DS sau nu știu cât e la sutien, ce mărimez. La cupe. Are sfără pușa, bă, frumoase, frumoase. Vine Cosmina pe la 8 și atunci o să fac și poze. Să-i zici lui Cosmina să-mi trimite și mie să văd cum îi stă. Ea nu prea are ce băgan să fie așa, da? În rest, stă bine. Păi, exact, are curfai Cosmina. Și Mimi are Vega sunt și ea acum. Ce? Păi și sânii lui Mimi s-or micșorat după ce nu mai arătat. Păi, dar acum e normal. Bă, nu-i bărbat. Fui mei, chiar am vrut, ieri sau, nu, sâmbătă, duminică, am comandat niște chestii de pe chestii de astea cu tentă sexuală și n-am găsit niște compleuri faine, pe vreau să iau. Băi, frumoase, eu mi-aș lua și un compleu de ăla, dar ce curme o să fac cu el? Să vin la Halloween. Da, și frate, se scoale pula lui Dan Stef, fută. Lasă-mă în pace. Păi, de cum așa, deci am mâinile arse, că am curățat azi la de și bine de. Mi-am retestat mobilitatea. Trebuie să-ți fac și ție testul de mobilitate când ne întâlnim o dată. Să vedem ce ți iese. Cât mai mobilă de tine? Sigur nu. Ce? În afară de la umeri, nu cred că niciunde. La umeri îți bagă. Păi hai să-ți dau un test simplu. Mă vezi? Ridică-te în pizda, măti. Ai vreun card aici?
pune piciorul la perete și încerci să atingi cu genunchiul peretele și te distanțezi la maxim până când ți se ridică talpa de pe podea, deci fără să ridici călcâi sau ceva. Vezi ceva de genul? Hai să vedem. Pe piciorul la perete, dar cu vârful. Da, cu vârful la perete începi. Așa? Da, dar perpendicular pe perete. Ce pula mea faci? Așa? Da, mă. Și dă-te mai în spate. Și? Dă-te mai în spate până când nu mai poți. Ridică-te și dă-te mai în spate. Mă ridic? Piciorul dă-l mai departe de de perete, vârful. Ah. Acum, hai. Atinge cu genunchiul peretele. Ah. Îl atingi? Da. Fără să ridici piciorul de pe podea. Da. Și cam cât de departe e? Care e picioarele să nu ridic? Ăla care, cu care atingi cu genunchiul. Ah, nu ridic deloc. Dacă ești la 10 cm distanță și poți să faci treaba asta, mobilitatea în gleznă e ok. Dar pot să mă sobră. Bun, unul mai simplu. Las că vedem. Puneți piciorul, un picior așa și celălalt picior în fața celuilalt. Da? Și apleacă-te cât de jos poți și ține 5 secunde. Dar dă-te mai încolo, că nu te văd. Dă-te mai încolo, că nu te văd. Și întoarce-te invers. Așa. Fără să îndoi genunchii. Fără să îndoi genunchii. Atingi cu vârfurile degetelor. Poți mai jos. Poți să-ți pui mâna pe podea fără să îndoi genunchii? Nu văd. Ești cu mâinile pe podea. Cu palma pe podea. Da. Ia, atingi cu palma. Hai, ia, că-s curios. Fără să îndoi genunchii. Păi îndoi un pic deja genunchii cu vârfurile. Pe acolo și eu cu vârfurile. Și cu amândouă picioare lipite, aceeași chestie. Da. La fel, Atât, da. și stai, unde stau eu rău? Ah. Stai așa pe lateral, culcat așa, îți pui mâna la 90 de grade și fără să ridici umărul de pe jos, să pui palma pe podea sau degetele sau ce poți. Ia, arată. Păi vezi cum stau. Da. Da. Și îți apeși pe mână cât de jos poți să atingi. Aici stau rău de tot. Deci fără să ridici mâna care e pe jos, boss. A. Așa, așa, dar la 90 de grade. Nu ești cu ea la 90 de grade acum. Așa. Acum? Și apeși cu cealaltă pe ea. Na. Mergi fără să ridici umărul. Poți să atingi. Nu văd, dar poți să atingi pe jos. Cu degetele. Eu de-abia ating cu degetele. Da. Unii care au mobil pun palma, pun toată mâna pe jos cu palma întinsă. Și vezi și pe partea aia, că eu pe parte stau mai prost. Dar dă-te mai încolo, că nu văd ce faci încolo. Aici o vezi? Neapărat, Dana, hai. Astăzi ne distrăm, nu facem crossfit. Bun, și acum aia. Atât. Exact așa și eu. De-abia ating dacă îndoi așa mână. Praf. Un, doi, trei, și... Gata, ați fost la plimbare, dragul meu. Bine, l-au frățit, au zis la un moment dat, bye, bye, și au plecat. Bă, bye, s-au plecat. Hai să desfrac protecțiile.
Apă, mami, dacă dorești. Tati, mami, mă trântite. Iar o picat mimicoare, ai auzit? Iar o dat mimicoare cu bița. Nu cred! Păi nu, de pe loc am picat, că mă dezechilibrez și pic cu tot cu bicicletă și cu copil și tot. În rest nu pică cu nimeni, rest cu copil. De pe loc cu bicicleta oprită, nu a fost grav. Nu ne-am da, uite, e grea bicicleta ta. Nu păi nu e grea, dar mă dezechilibrează are în spate, că e 15 kg. Bun, hai să-i dăm drumul la încălzire, că ne-am încălzit cu mobilul. Uite. I-a venit costumul lui Mimi de Halloween. Woo! Da? Dar o numai că ia uite aici, zice size XL. Și asta mi-a zis e un M așa. Sper că este... Las că-i trimit eu poze cu costum fainul căcaturi. Mimi, dacă mi se scoală pula, nu mai pot să fac crossfit, deci vezi cât de porno e. Da. Dacă e XL, probabil că trebuie să mă gândesc la altă variantă. Da, nu. Știu că ai văzut carioca nouă, dar bine, 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 bine. Ia, yeah, yeah, ce ai zis, mă? Blue. Mi-a luat o carioca, nu prea îmi place. E prea subțire. Da, mi-e și omul, din aia mai subțire. Carioca e proasă, dar scrie super subțire. E 6 lei, nu știu. Vezi, la maică, lasă pe tati să aveți. Dă-mi la mie, nu-l mai aruncam. Hai stai, băi. Dacă ți-o și desfăcut-o, sper că nu e așa să te minte pe față. Dai că fiu un grad. Să nu arate costumul, că să fie surpriză. Păi nu-ți arăt ție, stai ce. Da. Nu e Excel asta niciun caz. Dar oricum e un M lejer. Și tu ești un S spre M, așa că shut the fuck up. Păi da, dar asta mi-e larg. Ești un M cu indulgență și un S cu indulgență. Tati, mă las în pace să mă antrenez. Hai, du-te, vezi ce vrea mami. Nu vreau nimic, pot să rămâi. Ce faci pe ea? Mi scoate dopul, fantastică! Best kisser! Am best the best kisser! Pun un pic pe pauză! Best hot fudge brownie! Pun un pic pe pauză și ne-o dăm! Hai că eu n-am, eu am timp, la 8 ori complet! Astăzi hip thrust! Cu ce costum ai, Cosmina? Nu-i zi, ce? Cu două săptămâni nu m-am gândit încă! Adică m-am gândit, dar trebuie să-l fac rost. Dar știi că și la Bia îți trebuie costum, da? Da. Stai că până la Bia e mult drum. Trebuie să stea bine roșcată. Că așa e filmul. Cum e filmul? Tati, lasă-mă, te rog, nu mai suport să tot deschid carioci. Cu roșcată. Mă ajută. Trebuie să-l spăr din oasea. Fii spăr. Din oasea. Păi, îmbracă-te și vii să te văd. Nu. No. Ce nou? E surpriză și pentru tine, atunci mă vezi, de Halloween. Bun, hai! Dă-i drumul, cât e un minut? Un minut jumate. Bun, hai. Thank you.
Am uitat cu banda la băgamea școlii. Am uitat încălzirea cu banda. Da. Lasă. Hai, mai o rundă. Se ceartă amândoi. Da, da. Nu-i nimic, am spus. Merge. Merge? E mare, putea să fie. Păi du-te să faci. Du-te la curtereasă. Asta nu-i mare. Ei, un pic larg. Merge. Cât ai investit în costum, Mimi? Da? Cât a fost investiția în costum? 55 cu transport. Merde. Merde. Ha? Păi, dacă vrei. Hai, du-te la mami. Du-te la mami, te rog. Nu, no, acum e bine asta. Bă? Thank you.
Mai frumos. Dar ce ne cumpă și lui o tablă să scrie fain? Are. Are? De-aia de se șterge. Hai, tati, du-te la mami. La mami. La mami, te rog. Ține-te așa, tati. Are. Cum faci tu deadlift-ul? 80. Trebuia cu 100. 100 în el. Păi ia fă tu cu 100. Cât ai pus pe bară? 50. Să zicem. Oh.
Dacă vrea mine, poate să vină de seară la mine să le vadă, că și Cosmina vine. Nu, mă. Totul nu stai aici. Iar l-ai lăsat pe aia. Nu, tati, nu. Da, mami. Hai, tati, de ce porc au cât, tati? Deci eu până să dați 50 de toast bar, tu ai terminat pauza de 5 minute. Da, asta e. Hai, tati, la mami. Da, mami, te rog. Haide. Haide. Hai, tata. Haide. Uite, ia-te. Hai, tata. Ia-te Lego și du-te cu mami. Hai, tata. Du-te la mama. Ia-ți apa. Apa. Sucăria. Bun. Într-un minut. Tu mai ai ceas la tine? Ba, dar nu am aprins, stai. 25 de secunde, așa că... Eu nu mai am timp. Oricum tu bați înaintea mea, o să-mi spui. Zece! Cinci! Trei! Doi! Unu! Arde! Thank you.
Thank you.
Câte mai? Câte mai ai? 15. Hai. Un ceas sau cum am zis, după tine la cât încep, la câte minute. La 3 minute după mine. Hai de pui mei. Thank you.
Bora, I'm so tired. Thank you.
Thank you.
Au fost execrabile. A fost pe dracu la tine, că tu mergi bine la tot stubar. Mamă, ce diferență de timp. Între prima... Eu acolo am fost murit, la tot stubar. Între prima parte și a doua parte, care erau același număr de repetări, diferențe enorme. Uai, deși mă dureau brațele la duble. Oh. Bă, dar culmea la tostubar, dacă îmi spui că am un emon pe minut de 8 tostubar, leg 8 tostubar, leg 9, leg 7. Dar dacă am 50 în față, nu pot să leg mai mult de 5-7. Eu oricum o să fac stretching și mă adun să văd dacă Arman vine, stai să-l întreb. Doamne, ce rău a fost! Ce faci, Cosmina?
Și eu vreau macaroane. Și eu vreau. Treci. Păi nu faci ce mai? Vine arma la 8. Și ce? Nu mai am când. Dar el când vine îi dă drumul direct? Păi ba nu, o să stau să vină la cu meu, cu arma, dă la lăt. Păi oricum mai am face. Ce? Ăla la oricum aia face. N-am înțeles. Oricum se uită. Da. Dă-mi un oar pe echipe de doi, trimite. Asta e să fac. Fă. Dau pe ăștia de l-am făcut noi. Unul face David, unul face... Into middle. De ce nu face de vis? A? De ce nu face de vis? Am zis unul să facă deadlift, să-i dau oadul ăsta. Unul face deadlift, unul face sit-ups. Ce greu a fost să-mi bag picioarele. Taci, puii mei, că tu făceai, ai gătat tostul, barul, mai aveam 20 de repetări în fața mea ai fost. Și eu am început înaintea ta că am gătat dublele prima. Vedeți că mi-a fost greu. Dar cum poți să fii atât de împiedicat la duble? Eu nu înțeleg. Tu ai coarda prea scurtă. Tu ai cu jumătate de metru mai lungă decât trebuie. Tu ești așa cu brațele. Maica Tereza. Și trebuie da, să... știu. Știu. Din de corp și tu ești așa și tu îmi zici mie că eu am lungă, eu sunt pe aici, pe undeva. Păi și de ce te împiedici în halul ăsta? Că nu sar eficient și obosesc. Păi și eu cum sar eficient? Că eu nu cred că sar eficient. Nu învârt numai din încheietură, învârt și din umeri, brațe.
Da, obosesc de două ori mai mult decât ar trebui. Să-mi trimite spate. Da, las că-ți fac o. Să-mi trimit mie sau nimeni? Mie. Și cu ele îmbrăcate. Deci nu îmi trimite tot așa. Gen, uite. Ce? Îmi trimiteți cu ele îmbrăcate. Uite, eu o să-ți trimit imediat niște mâini negre. De la tine nici nu-mi trebuie, te dracu de cotoranță ce ești. Silicoane, bleax. Pare ce rău a fost. Hai, nu a fost așa rău. Eu dacă mergeam bine la tostul bar, sincer, te făceam la oadul ăsta. Înseamnă că te-ai pus mult prea puțin la tehnic. Mă, prostule, ai scris 50 de chile. 50 am pus. Bine, înseamnă că ți-am scris prea puțin. Da, nu am zis că nu este și vina mea. Mie mi-a fost greu la demn și greu la toate. Și la toți tubar, trunda 2 a fost dezastru. Nu ne ne-am căcat, ne-am căcat pe noi. Cine, Vlad? Au făcut deadlift-ul cu 100 de chile. Și au făcut cu un minut și ceva mai bine la prima și cu vreo 2 minute mai bine la a doua, ca mine. Pe el sare duble față de tine. Da, probabil că o sărit în broker. Am broker 200, aia nici chiar așa. O să-l întreb. Da, întreabă. Prima rundă, foarte posibil. Ce? Da. Fucking hell. Bă, ungurii a făcut în gură, nu mai zic nimic, mă.
Cu dambelurile. Ah, nu chiar, mă. Păi dacă nu poți să pui pe telefon să sun. Păi bănuiesc că n-au pe stoc, că mă sunau ei. Nu cred că nu vor să facă vânzare, că nu le-am plătit. Se bate mini coadă. Se bate mini coadă, aia se aude. Thank you.
¿Va a dar un curso de entrenamiento? ¿Qué? ¿Le han puesto entrenamiento? Ce ai făcut Cristi de mâncare? With cheese? Aruncă unde vrei tu.